Dar legat de școala Fănuș Neagu, credeți că acolo chiar a fost o chestiune de management sau pur și simplu i-a făcut loc colegii din conducerea PNL Brăila pe postul de director? Aici suntem la o conferință politică, până la urmă. Trebuia și doamna Miroșu să primească un post și a primit. Nu mă refer la management, a făcut. Chiar, deci un manager bun din ce știu de nu poți să comentezi vis-a-vis de management. Ba puteți că a fost inspector școlar, nu, nu, a fost director, știți. Deci, din punct de vedere al managerului, aș fi desfășurat chiar așa cum trebuie. Am înțeles. Bila mea, dar ar fi chestiunea că e coincidența asta că e și membru de partid și colegi. Se putea găsi altă soluție mult mai bună. Ieri, directorul de la școala fiscală spunea că încă din martie, de când a venit pentru a reveni domnul Cancian inspectorat, se tot zvonea pe rândul profesorilor și directorilor de o listă pe care acesta ar avea-o cu directorul pe care vrea să-i demite și să-i înlocuiască. Au fost niște schimbări atunci în februarie, dacă nu mă înșel, acum altele, am mai spus colegi profesori. Încă există aceste zvonuri, se situă oamenii în pericol. Eu am mai auzit, spre exemplu, de niște licee unde ar urma să se mai facă demite. La liceele de tot, din Brăila chiar se discută că ar urma să fie schimbat. Eu aș începe mai întâi cu o întrebare, că tot ați fost inspector șef. Câți directori de școală mai sunt din PSD? Că eu am impresia că sunt ceva. Deci eu zic așa, că în momentul de față există un anumit tip de echilibru în rândul directorilor, atât PSD, să zic, cât și PNL. Și ce vă spun de echilibru? Pentru că, de exemplu, autoritățile locale în județ, totdeauna se discută și cu primarul vis-a-vis de propunerile pe care un inspector general le face. Deci eu zic că undeva există un echilibru. Antipomandi, nu sunt mai mulți PSD. Nu știu de antipomandi. Probabil că sunt mai mulți de la PSD, dar nu pot să spun că acum... Că mă gândesc că asta vrea să facă domnul Cancian, să facă curățenie. Curățenia, faptul că faci curățenie și schimbi un PSD cu un PNL, nu înseamnă un lucru extraordinar, sau invers. Nu înseamnă. Să ne răspunde și nou. Colegul Jordi, nu mai bun? Zic, să ne răspunde și nou, eu cu colega. Referit la cea listă cu... Aia cu lista, da. Deci sunt foarte multe discuții vis-a-vis de această situație. Adică această listă? De această listă. Sunt discuții, nu am văzut-o ca să spun clar. Fiți convinși că dacă pun mâna pe ea, o vedeți în secunda 2. Da, din ce știți dumneavoastră vor mai urma schimbări? Da, cred că vor mai urma schimbări. Tot așa prins politic sau...? Tot așa prins politic. Da, sezonește că printre cei care pot fi schimbați este directorul de la pedagogic, membru PNP. Haideți să spunem ce. Directorul de la liceu pedagogic a fost membru ADE, precum știți. Directorul de la pedagogic, am avut o discuție cu dumneavoastră, când am avut, zic, vreau să veniți pe listă. Da. Și sublinez, eu n-a schimbat niciun director din punct de vedere politic. N-a schimbat director politic. Așa zice și Cancian. Da, dar căutați în arhivă și vedeți, căutați în arhivă și ce găsiți. Doi. Inclusiv domnul Stănică, inclusiv domnul Gheorghiță. Oameni care nu vin și îți desfășoară activități politice la nivel public. Oamenii au anumite opțiuni și au păstrat, nu și-au păstrat, n-au venit oameni să-și dea demisia sau să plece din partid, dar nici n-au venit să discute lucrurile principale vis-a-vis de educație și vis-a-vis de PNP. Adică, vedeți, când e vorba de învățământ, la PNP, nu vorbesc eu.